Poate că știți ce mai degrabă că Biblia o cunoaște, sau ar trebui să o cunoască. Cam cunosc oamenii cât de cât. De diferite clase sociale. Ideea este că Daniel, care era rob, cum să zic, șeful magilor în Persia, în timpul lui Darius, Medo-Persanii, sau Persanii, sau în fine, și atunci el era cel mai priceput la toate, știi? Ca trandafirul ăsta de aici, sau ăsta. Și atunci el avea dușmani de curteni, care tot voiau să-l execute. Și zice, mă, nu-i putem găsi nimic, nici o bubă. Dar ce-i putem găsi, el văzut că el de 3 ori pe zi, dimineața, și era un soare acolo, bă, nu știu unde, ce ora, oraș era, Babilon sau nu. Și zice, dimineața se trezea, deschidea ferestrele spre Ierusalim, acolo Ierusalimul, Poganii, Livadia, Ierusalim. Și după aia se ruga Dumnezeului Cerului, Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov, Moise, Ieremia, Isaia, toți ăia mari. El însuși, că și el a fost, e al 4-lea profet mare, de la Baia Mare. No, după aia la prânz, iară se ruga. După aia Sara, iară se ruga și el nici măcar nu a fost căsătorit, nu a fost cu muieri, el era sclav, înțelept și servitor. No, și un fel de protocălugăr, așa. Și bătrân, era bătrân. El a fost prieten cu Nabucodonosor mai întâi. A prins generații de împărați. Și Darius îl iubea tot. Na bun, el era evreu. Și mânca numai astea, urzici. Ce găsa? Și vreau să spun că atunci au zis să ia, mă, numai rugăciune. Și atunci au zis, s-au dus la împărat, că perși avea o lege, dacă să dă legea asta, nici împăratul nu o mai schimbă. Și au zis, o lună, sau cât timp, nimeni să nu mai se aducă rugăciuni decât ție, împărate Darius, numai ție. Nu, dacă voi veți, eu vă vreau. Bine, mă, facem legea asta. Și atunci, asta a fost. Dar Daniel nu putea să țină, pentru că el avea un Dumnezeu în cer, care l-a așteptat fiecare dimineață. Și atunci s-a rugat. Ei au stat la pândă, l-au prins, l-au dus la Darius, la împăratul Darius al Persan. Uite, bosule, uite ce face slujitorul tău Daniel, că se roagă la Jehova, nu la tine. Vezi? Vezi ce rău e. Uite, trebuie pedepsit, trebuie omorât. Trebuie... Și l-a aruncat în cupa cu lei. Înțelegi? Super cupa cupelor. În groapa cu lei. Dar acolo a trimis Dumnezeu un înger al lui, care a închis botul leilor. Și o stat acolo între lei toată noaptea. Ce să facă sărac? O stat. Da, o stat. Și apoi dimineața ăsta sărac cumpăratul nu mai știut. Noaptea nu a putut dormi, a fost vai de capul lui. A stat și el tot între lei cu lei oameni. Ca să zic așa, curtenii lui ăia. Care l-au băgat pe profet în groapa aia. Ca pe Iosif, nu? Frață lui. Și ca, să zic, apostolii pe groapă, că nici apostolii nu au fost mai buni ca farisei. Nu-l cunosc, o toți au fugit, nu? Numai Ioan a rămas, ăla, teologul ăla. Și ce era să zic eu?
Păi a venit dimineața și cu glas rugător, marele împărat, Darius, bătrân și el. Nu te jucai. Că... Daniele, Daniele, a putut oare împăratul Dumnezeu tău, care te rugi neîncetat să te scape de lege? Da, împărate, nu te teme că sunt aici, sunt viu și nu știu ce. Ca și cum ți-ar spune măta din mormânt. Nu te teme, mă, copile, că sunt viu, știi? Și uite, vezi, am înflorit pentru tine. Și atunci l-au scos și iar o continua să trăiască. Acum, nu asta e scopul, ce vă zic eu, că îl au continuat să trăiască. Nu, o continua și pe aia l-au murit. Nu, și dacă a murit, s-a dat Dumnezeu, asta e altceva. Asta e ceva. Dar trebuie să ne rugăm dimineața. Înțelegi? Și să zicem rugăciunea. Deci, Tatăl nostru, că ne facem cruce, că nu ne facem cruce, rugăciunea de la Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, fie voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilurile, dă-ne noastră și ne iartă nouă păcatele noastre, pe cât și noi greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că ta este împărăția, puterea și mărirea Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh sau Spirit sau cum să o numi. Amin. Marie, nu? Și acum mai încă una. Plecăciune, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei. Binecuvântat este Sfântul Pântecele tău acolo spre Ierusalim, că ai născut și, Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. În numele Tatălui, Fiului, Sfântului Spirit, acum și până și în vecii vecilor, în veci, amin. Slăviți să fie Domnul în veci, amin. Nu, să zicem și rugăciunea copiilor. Înger, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și învață să fac bine. Eu sunt tare, tu fă-mă mic. Eu sunt mare, nu. Eu sunt tare, tu fă-mă slab. Eu sunt mare, tu fă-mă mic. Într-o loc mă însățește și de ele mă păzește. Acum și purrea și în vecii vecilor. Amin. Acum, deja, vezi, soare, fiecare cum rezistă. Dacă ești pe pastile, îți recomand să stai ca mine. Ba chiar să mai și închizi geamul. Înțelegi? Nu, multă pace. Și încearcă fiecare zi să te gândești la ceva frumos. Știi? Pentru că asta e tot ce ai, știi? Și dacă poți să ai multe lucruri, dar dacă nu te gândești la ceva frumos din viața ta, e ca și cum, și atunci poate fi prilej de pierzare sufletească. Amin.